Bună ziua! Astăzi vom învăța formule și funcții în aplicația LibreOffice Calc. O formulă este o facilitate a aplicației de calcul tabelar pentru a calcula informații folosind date deja existente. Formulele pot fi adăugate folosind mai multe metode. Prima metodă. Se selectează o celulă. Se tastează semnul egal. Se scrie formula. Aceasta apare și în bara de formule. De exemplu, pentru a calcula veniturile realizate pentru primul trimestru, vom folosi operatorul de adunare plus și vom aduna celulele corespunzătoare. A doua metodă. Se folosește asistentul de funcții. Se alege o funcție. Pentru sumă, vom folosi funcția sum. Se aleg celulele corespunzătoare. Se pot folosi operatori pentru adunare, pentru scădere, să calculăm deficitul lunar ca diferența dintre venitul unei luni care se regăsește pe linia 8 și suma cheltuită care se regăsește pe linia 9 a foii cheltuieli, folosind operatorul minus. Înmulțire. Dacă vrem să economisim 10% din fiecare lună, cât va fi valoarea economisită? Vom calcula folosind operatorul steluță. Împărțire. Vom calcula procentul din venit reprezentat de suma cheltuită folosind operatorul slash. Cele mai uzuale funcții sunt sum, pentru a calcula suma. Vom calcula suma totală a veniturilor, reprezentată de suma grupului de celule B8-M8. Average, pentru medie. Vom calcula media anuală a veniturilor, reprezentată de media grupului de celule B8-M8. Max pentru maximum. Vom calcula cea mai mare sumă cheltuită într-o lună, reprezentată de valoarea maximă a grupului de celule B15-M15 din foaia cheltuieli. Min pentru minimum. Vom calcula cea mai mică sumă cheltuită într-o lună, reprezentată de valoarea minimă a grupului de celule B15-M15 din foaia cheltuieli. If
pentru a furniza un rezultat în funcție de o condiție. Vom afișa pentru fiecare lună mesajul deficit sau mesajul excedent, dacă am cheltuit mai mult decât venitul pe o lună sau nu. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre funcții și formule în aplicația LibreOffice Calc.